Primăria Brăilei a început luna trecută lucrări de reabilitare la una dintre principalele artere ale orașului, deși exista oricând riscul ca vremea să se înrăutățească. Muncitorii au curățat în profunzime stratul de asfalt, după care au venit ninsorile, iar lucrările s-au oprit pentru câteva zile. Deși zăpada încă nu s-a topit, iar ieri după amiază a început să plouă, muncitorii s-au apucat de turnat noul strat de asfalt direct peste gropile pline de zăpadă. Când au văzut că sunt filmați, au dispărut unul câte unul din zonă, cu tot cu utilaj. Unii dintre ei au declarat senin că nu-i nicio problemă dacă se strică asfaltul, fiindcă de reparații se va ocupa tot firma lor. Protejăm lucrarea pe timp de iarnă. Protejați asfaltând? Da. Pe ploaie? Da. Dumneavoastră, păi dacă... Păi da, e potrivit tehnologiei să asfaltați? Nu, dar nu așteptăm vara. Deci protejăm lucrările pe timp de iarnă. Este un oraș, nu putem lăsa așa. Păi și dacă asfaltați pe timp dacă voastră, se strică, se repară. Se repară? Se repară, da. Mi se pare în regulă să ne fac. Să faceți, turnați asfalt pe vremea asta? Da. Ați mai făcut-o? Da. Și iese bine? Iese. Și se strică, se repară la... Dar are rost să cheltuiți bani și materiale ca să faceți ceva ce se strică, da, să reparați? Da, dar nu-i pe cheltuia la firme. Asta e vreme de lucrat la asfalt? Se prinde? Localnicii sunt stupefiați de modul în care se lucrează și spun că muncitorii își bat joc de banul public. Dacă prinde acum pe timp, să nu cred că prinde acum. Acum trebuia terminat de când lumea. Nu pe timp, și le-am spus, măi, frate, mergeți și ce, că dacă durziți prea tare, îndormeați și casa pe... Dar credeți că prinde asfaltul pe ploaia asta, pe terenul? Nu știu că prinde, nu știu că prinde. Pentru reabilitarea acestei străzi, primăria a alocat circa 4,5 milioane de lei, iar lucrările ar trebui să fie finalizate în primăvara anului viitor.